Să-l placă domnul Ciubotaru. N-ați semnat. Încă o tură. Ciubotarule. Hai, și țărțoacă. Și domnul țărțoacă. Deci, vă stea ruci. Da, mă, da. Mă verificați. Președinte să verifice, da? Și dați câte o palmă de fiecare. Îmi peste cap. Așa. Gata? Da. Ia, mai avem, stai să mai uităm. Are, da? Putem începe? Da. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucium în ședință ordinară. Primarul Comunei Bucium, județul Bacău. În temeiul dispozițiilor articolul 39, alineatul 1, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și completările ulterioare. Dispune. Se convocă Consiliul Local Bucium în ședință ordinară în data de 18 octombrie 2016, orele 10, la sediul Primăriei Comunei Bucium. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Consiliul 3, anul 2016, al Comunei Bucium, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației plan urbanistic zonal, construirea locuiței Comuna Bucium, județul Bacău, beneficiar Roca Sergiu Gabriel și Roca Anca Elena, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 17 din 3103-2016 privind complementarea proiectului de înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. Dar s-a evitat o problemă. Am avut vizita în teren de la Iași, au venit de la Iași miercurea trecută și au găsit în drumul de la Răcăuz, de la Alexandru până la Ciubotaru, nu băteau lungimea, lungimea lui este de 1000 de metri și conducta de apă și canalizare de 1156. Ăla e în monitorul oficial, în monitorul oficial prins de acum 100 de ani când se măsura cu pasul. Am noroc că am avut făcut cadastru, planșa, în care trebuie să aprobăm proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium, județul Bacău. E vorba să-l introducem pe ăsta nou în domeniul public al Comunei Bucium, care este de 1430 de metri lungime și bate una cu alta. Conducta de 1156 și avem de unde. N-au vrut să-mi aprobi pe ăla de 1000 de metri care era la vechi, făcut de 100 de ani. De aia vă rog să-mi aprobați să-l băgăm la punctul 4, proiectul de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium. Și 5 diverse. Domnule președinte. Bună ziua. Pentru început, supunem mai mult procesul verbal după ședința anterioară, după data de 30 septembrie 2016. Da, cine este de acord pentru aprobarea procesului verbal? Împotriva, abțineri? În cuvântul domnului primar. Ordinea de zi. Să supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 1 din ordinea de zi. Raportul din inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3-2016 al Comunei Bucium. Doamne și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 al anului 2016 al Comunei Bucium și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederile articolului 49 alineatul 2 și a următoarele din legea numărul 277/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011 pentru aprobarea coordonației de guvern numărul 65/2010. Astfel puteți constata care a fost planul anual, respectiv planul pe trimestrul 3 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Având în vedere cele considerate, rog analizați și dezbatere proiectul de hotărâre. Domnule președinte de comisie. Dau cuvântul domnului președinte de la Comisia Bugetară, domnul Tudor.
probleme deosebite la acest proiect de hotărâre, avizul favorabil al comisiei. Am fiecare trimis cu așa. E același lucru, am văzut ce scrie acolo. Sunt realizat. Chiar s-a planificat ca în casă. Domnul primar, pentru a expune punctul 2 pe ordine de zi. Da. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea documentației planului urbanistic zonal, construirea locuință comuna Buciu, județul Bacău, beneficiar Roca Sergiu Gabriel și Roca Anca Elena. Doamnă și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care vi-l prezint în această ședință are ca obiect planul urbanistic zonal, construirea locuință comuna Buciu, județul Bacău, a căror beneficiari sunt domnii Roca Sergiu Gabriel și Roca Anca Elena. După cum vă amintiți, în luna ianuarie a acestui an, prin hotărârea Consiliului Local Buciu numărul 7 a fost avizat acest PUC. Ulterior, conform procedurii legale PUZ-ului, împreună cu hotărârea de avizare, au fost supuse analize în ședința Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău. Iar în urma acestei ședințe s-a acordat avizul favorabil la documentația avizul numărul 10 din 16.08.2016. În vederea eliberării autorizației de construire, domnii Roca Sergiu Gabriel și Roca Anca Elena au solicitat prin cererea numărul 3666 din 24.08.2016 înregistrarea avizului eliberat de Consiliul Județean Bacău și un exemplar al hotărârii Consiliului Local cu privire la aprobarea PUG-ului, hotărâre pe care trebuie să o prezinte la Consiliul Județean Bacău pentru definitivarea procedurii de aprobare a documentației. Cu privire la teren și indicatorii urbanistici, am făcut referire și în ședința din luna ianuarie, aspectele rămânând neschimbate. Proiectul de hotărâre care are la bază referatul de specialitate prezentat de Inspectoratul Urbanism și următoarele temeiuri legale, articolul 23 din legea numărul 50 prin 1991, privind autorizarea lucrărilor de construcție, articolul 32, secțiunea cerinței urbanistice din ordinul numărul 839 pe 2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 50 pe 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, articolul 3, anexa articolul 3, anexa 1, articolul 1, aliniatul 3 și anexa 2, articolul 3 din hotărârea Guvernului numărul 525 pe 1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, articolul 6, articolul 25 și articolul 26, lege numărul 350 pe 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Articolul 36, aliniatul 2, litera C, articolul 36, aliniatul 5, litera C și articolul 46, aliniatul 6 din legea numărul 215 pe 2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Față de cele prezentate, rog analizarea proiectului de hotărâre și a documentației prezentate în anexă la aceasta. Este vorba de dealul Răcăuțului, drumul care merge spre Bicheș, lângă Dobre acolo, și-au făcut puzul și își construiesc o casă. Băieții sunt de la Răcăuț, generele lui Neaghiță Oncea. Domnule președinte, deci proiectul a fost aprobat în unanimitate. Mulțumesc. Deci se supune la vot dacă sunteți pentru, împotrivă, abțineri. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 3 din ordinea de zi. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea completării hotărârii Consiliului Local Buciu numărul 17 din 3103-2016 privind implementarea proiectului înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Buciu, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care vi l-am prezentat pentru astăzi spre analiză și aprobare a fost inițiat urmare a solicitării transmise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale numărul 646 din 11.10.2016, prin care ni se solicită să transmitem o serie de informații și documente spre completarea documentației depusă de Comuna Buciu în vederea obținerii finanțării pentru proiectul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de depurare în Comuna Buciu, județul Bacău. Cu privire la acest obiectiv de investiții, nu consider că trebuie să vă mai prezint ce importanță are pentru Comuna Buciu, pentru că de fiecare dată când am analizat prioritățile pe care le are Comuna de rezolvat, acesta a fost întotdeauna pe primele locuri. Vreau doar să vă reamintesc faptul că documentația a fost depusă, urmează a fi analizată și sper să fie eligibilă și să putem obține finanțarea pe programul PNDR. Revenind la subiectul supus astăzi dezbaterii, vă precizez că în adresa mai sus menționată la partea 1, punctul numărul 3, subiecte de clarificat, se specifică faptul că trebuie să se clarifice dacă proiectul este sau nu este generator de venit.
Această mențiune trebuie să vină din completarea hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 17 din 31.03.2016, drept pentru care se impune adoptarea unei hotărâri care să prevadă această mențiune. Cum este și firesc, răspunsul este negativ. Pentru aceste considerente am inițiat proiectul de hotărâre în cuprinsul căreia am venit că propunerea de completare a articolului 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 17/2017 în sensul de a se mai adăuga încă un alineat cu menținerea prezentată mai sus. Vă rog să analizați propunerea făcută și să o aprobați. Ne-au cerut dacă e generator de venituri apa de la care o să fie la Răcău și canalizare și la Duciuna. Și nu este. Domnul președinte. Dau cuvântul domnului președinte la Comisia Bugetară, domnul Tudor. Comisia de acord. Aviz favorabil să vă adăuga fraza. Nu produce venit, toată investiția nu aduce niciun fel de venit la primărie. Altfel, o considerare nelegit. De acord. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul primar, vă dau cuvântul pentru a expune punctul 4 din ordinea de zi. Raportul din inițiarea proiectului de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, urmarea definitivării lucrărilor planului de amplasament pentru drumul local 5 din satul Răcău se impune inventarierea corespunzătoare a acestui imobil. Proiectul de hotărâre a fost inițiat urmarea notei de fundamentare prezentate de Comisia de Inventariere a bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium ca urmare a constatării unor diferențe de lungime și lățime respectiv de suprafață la drumul inventariat, la poziția numărul 5 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium. Astfel, în coloana 2, denumirea acestei va fi schimbată din uliță sat în drum local DL5. Sat Răcăuț, în coloana 3, se va înscrie suprafața în metri pătrați, respectiv suprafața în metri liniari, astfel suprafața în metri pătrați 8.911, în metri liniari 1.430 și în coloana 4 se va trece ca an al dobândirii drumului, 2005, anul înființării Comunei Bucium. În coloana 6, situația juridică actuală se va înscrie domeniul public al Comunei Bucium, dovedind prin înființarea Comunei Bucium, conform legii numărul 67/2005. Conform legii numărul 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în articolul 7, litera A, dreptul de proprietate publică se dobândește A, pentru cale, pe cale naturală, iar conform articolul 21, alineatul 1 și 2, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrative teritoriale, se întocmește după caz de comisii special constituite, conduse de președința Consiliului Județenii, respectiv de primarul general al municipiului București sau de primar. 2. Inventarele întocmite potrivit prevederilor alineatul 1 se însușesc după caz de Consiliul Județean, de Consiliul General al Municipiului București sau de Consiliile Locale. De asemenea, în anexa numărul 3, la această lege, punctul 1 se precizează domeniul public local al comunelor, oraș și municipiul este alcătuit din următoarele bunuri. 1. Drumuri comunale, vicinale și străzile. Conform dispozitului articolului 21, alineatul 1, articolul 36, alineatul 2, litera C, articolul 45, alineatul 6, articolul 120 și articolul 122 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală și republicată, cu modificări și completările ulterioare, Consiliul Local are competența să hotărască cu privire la subiectul supus analizei prin proiectul de hotărâre, iar acțiunea de inventariere este obligatorie și legală. Întrucât în următoarea perioadă dorim să demarăm un proiect pentru obiectivul de investiție, înființarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Bucium și este necesară dovadă că acest imobil pe unde urmează a trece rețeaua de canalizare aparține domeniului public al Comunei. Rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Ne cer schiții, drumul inventariat corect. Domnule președinte. Dau cuvântul domnului președinte de la Comisia Juridică, doamna Moldoveanu. În urma studierii materialului, toți membrii Comisiei au constatat că documentația este actualizată conform legii și drept care proiectul a fost aprobat în unanimitate. Mulțumesc. Se supune la vot punctul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Domnul primar, vă dau cuvântul pentru a expune. Nu, diverse, dacă sunt probleme de secoare care aveți. Domnul Mașeiesa. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi. Așa că după cum dumneavoastră unii știți, alții nu știți, aș vrea să încep cu începutul. Astăzi este ziua domnului primar, dorim să-l felicităm, să-i spunem la mulți ani și multă putere de muncă. Asta a fost una. În continuare,
Am rezervat doar două cuvinte pentru, din proiectul numărul 3 din ordinea de zi. Deci acest proiect este așteptat de mult timp să se aștearnă pe hârtie în fața oamenilor din Bucium. Consider că au fost înțelegători și o să ajungem pentru finalizare. Considerăm, fără bani europeni nu se poate face. Gândim că domnul primar o să se discute, poate guvernul se gândește să ne dea acești bani să rezolvăm aceste proiecte de hotărâri. În continuare, ne-am mai schițat aici la diverse câteva probleme. Una din probleme era iluminatul, am discutat cu domnul primar, nu s-a putut rezolva datorită timpului infavorabil, pentru că a plouat. Asta a fost una. Doi, informez pe domnul primar că cei de la Cașin, făcând șoseaua, dacă dumneavoastră știți, la intrarea acolo către Conți, își fac rigolele. Rigolele au început să dirigeze apa către panta prin care urcăm noi. Drumul amenajat de către dumneavoastră, întrucât nici n-a fost în dreptul nostru să-l amenajăm, l-am amenajat pentru că pe acolo circulăm. Consider că aici va trebui să luați legătura cu domnul primar de la Cașin, să vedem ce se întâmplă. Deja apa a început să o ia pe centrul drumului, să dispară balastul de acolo. Acest lucru se poate vedea. O altă problemă care aș vrea să mai ridic, așa după cum am spus în ședința anterioară, rezultatul canalizării făcut de domnul primar acolo către romi a dat rezultat. Într-adevăr s-a lărgit în, să zic așa, pe distanță de 12 metri. Aș mai avea o propunere acolo, deci către canalizare, la intrarea vacilor către Islaz, despre partea de biserică, dacă s-ar putea să dați buldo, o oră, două, să mai ia din colțul ăla. De ce? Ca apa să nu depășească canalizarea. Asta o să veniți dumneavoastră, vă rog, și să analizați situația la fața locului. Pentru asta eu vă mulțumesc și consider că o să fim în asentimentul domnului primar, ajutându-l pentru cele ce trebuie este făcute necesare în această comună. Este de drept, pentru că aici vin să vă mulțumesc dumneavoastră, domnul consilier, că ați fost răbdători și așa după cum am spus-o mereu, domnul primar, când a început aceste lucrări, deci le-a început de jos în sus, ci nu de sus în jos. Va trebui să fim uniți așa cum am fost. Îmi iau angajamentul în fața domnului primar, așa cum a fost alături domnul primar, aproape săptămână de săptămână, zi de zi, de 8 ani de zile de când sunt consilier, așa voi fi și eu alături de dumnealui atunci când voi fi solicitat pentru rezolvarea problemelor. Domnul președinte, mulțumesc! Dacă cineva vrea să mai ia cuvântul, la diverse. Și ce le spuse? Da, mă gândeam că ar trebui reamenajat un pic panoul ăsta electoral, fiindcă începe campania electorală și ar fi indicat cumva, mă uitam acum, pur și simplu, poate, paznicul sau cineva, da, 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 proie ar fi indicat, da, a cei care de curte. Senatul și deputații care s-au implicat pe comună a pus vreodată, da, am văzut, eu am văzut, domnul Hrebenciu, păi, normal, măcar dânsul să vină, ar fi indicat să-și ia liber. Să vină să-l arăta. Să-și ia liber un pic și da, da, da. Să-și ia liber, da. Și așa nu fac nimic atunci. El face ceva pe undeva. Da. Da, cam asta. Da, o să... Dacă mai sunt probleme, cine vrea să mai ia cuvântul? Dacă nu mai are nimic cuvântul, eu vă mulțumesc pentru urare. Domnul Matias, îți mulțumesc în numele tuturor consilierilor. Da? Vă mulțumesc pentru urare. Nu împlinez decât 33 de ani, da, cu un picior. Dacă te da, mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt sănătos, mai mult decât să fie sănătate, nu există. Sănătate în primul rând, restul decurg de la sine, e mult de muncă, e mult de alergat. Acum să pleacă la ea să depună neapă până de seară, avem 5 zile la dispoziție să depunem documentația care ne-am mai cerut-o. Ce-au găsit. La Conți acolo cu drumul ăla care spuneți e teritoriul lor, domnul Florin. E teritoriul Cajunului. M-a dus să văd ce pot să fac. Dar el duce șanțul pe unde vrea. Face ce vrea. Sau cum e în proiect. L-au adus până în... L-au adus, dar la unul să-l ducă, că acolo trebuie să devieze în stânga. Următoarea etapă vine șanțul pe stânga sau pe... Da.
trecut, vine pe stânga și tot stă dur, unde, trebuie să-l ducă în șanță. Să se închidă porțiunea aceea dinspre, știți că se bifurcă drumul cumva. A, nu pe dedesubt de acolo. Da, 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 da. Nu-i teritoriul meu. Acolo... Nu-i teritoriul. Ei spun că nu-i nici al lor, nu, nu. Deci este Doamnă. Jumătate... Doamnă, să nu... eu știu, eu știu că Doamnă. Sunt vecini. Acei nu știu. Sunt primari, care nu știe pe unde-i hotar. Eu știu pe unde-i hotar. Au venit, Doamnă. Deci au cei de la Onești până la jumătatea. Porțiunii. Nu-i treaba noastră. Eu știu unde-i hotarul cu Buciu. Și ei spun că bucătica care mergeți cumva spre Conț este a Buciului. Nu, nu. Nu. Și eu sunt de-a făcut un astfel, știu. Nu știu, înseamnă că nu știu, știu unde-i potarul. A venit doamna Buciu de acolo și nu... Le-am arătat o dată, dar nu pot să bate la cap, unde-i potarul. Da, cam asta e. Mulțumim pentru urare tuturor. Să spor la treabă.